Investiția primăriei municipiului Timișoara din zona Solventul pentru corectarea zonei de vest cu restul orașului avansează. Executantul pasajului Solventul lucrează atât la platforma de lansare a Chesonului, cât și la zidul de împingere și la pereți simulați. Lucrarea de la Solventul este crucială pentru îmbunătățirea modului în care ne deplasăm în Timișoara, fie că folosim mașina, bicicleta sau transportul în comun. Este o conexiune pe care timișorenii o așteaptă de decenii bune și mă bucur că șantierul progresează a declarat primarul Dominic Fritz. În paralel cu lucrările necesare pentru împingerea tunelului, pe cele două rampe de pe strada Gării și de pe calea Bogdăneștilor sunt executate lucrări de montare a conductelor de aducțiune de apă. Pasajul Solventul, în lungime de 87 de metri, cu șosea cu două benzi pe sens, linie dublă de tramvai, trotuare și piste de biciclete, va asigura legătura între Dâmbovița și Ronați și va fluidiza traficul din oraș.